Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața tuturor ascultătorilor, mai ales celor care sunt în trafic. Poate că blocați pe undeva, poate că dimpotrivă speriați de cum se circulă. Cum adică poate? Poate. Sigur blocați undeva. Cum vi se pare că se mai șofează în ultima vreme în România? În București nu poți să-ți dai seama dacă e vreun progres sau regres, că da, e cam la fel, faci parte din junglă, te adaptezi. Da, eu am senzația că e cam bancul ăla cu anunțul de la radio. Cu atenție că este un nebun care circulă pe contrasens, pe autostradă. Și un șofer la volan. 100! Sute! Uneori mie mi se pare că șoferii care și-au luat pe bune permisul în țara noastră sunt pe care să devină o minoritate. Sunt inadaptați. Așa mi se pare, da. Mai există vreun județ unde nu se dădeau sau încă se dau permise pe șpagă? Iar avem un scandal cu asta. În 5 minute de căutare pe Google aseară am găsit un morman de scandaluri cu permise luate pe mită. Știri despre percheziții, reținere, arestări, procese... Da, dați vechi. La direcțiile de permis. Da, sunt practic tot timpul, sunt de ani de zile. Primul identificat a fost faimosul scandal de la Pitești, dacă mai țineți minte, Argeș, în 2008. Și Piedone a fost acuzat că și-a luat permisul pe șpagă acolo. Fabrica de permise și matriculări frauduloase de la Suceava, în toamna lui 2020. Ceva în Brăila, în Galați, zilele trecute a mai fost un caz la București. Giurgiu, acum vreo 4 ani, Ilfov, în toamna anului trecut. Vrancea, acum 10 luni, Telorman, în noiembrie 2021. Cine mai ține minte de scandalul similar din 2015 din București? Deci, vă spun, este numai să ai răbdare să documentezi. Ne-am obișnuit. Și loc să... Și le uităm pe toate. Un sistem întreg de fraudare a examenelor pentru permisul de șofer. Pe șpăgi de 1000 de euro. Sistemul ăsta a lăsat în trafic ani de zile mii sau, cine știe, poate zeci de mii de inconștienți, fiecare dintre aceștia, cu risc sporit de a provoca un accident rutier grav. Și ne mai mirăm că România are cea mai mare mortalitate rutieră din Uniunea Europeană, de zeci de ani. Dăm vina pe infrastructură. Nu zic, nici infrastructura nu-i grozavă. Nu ne ajută. Dar faptul că ai luat permisul pe șpagă, cred că bate infrastructura proastă când vine vorba de riscul de a provoca un accident. Ultimul caz la Brașov, acolo procurorii DGA au făcut zeci de percheziții și au audiat la fel zeci de persoane într-un dosar care cuprinde și fraudarea examenelor pentru permis. Era o rețea mai amplă de șpăgi acolo. Erau pe categorii. Da, pe două direcții au identificat procurorii. Cei de la serviciu permise și matriculări sunt acuzați că luau câte 5.000 de lei de cap de candidat care voia să treacă traseul fraudulos. În acest timp, colegii de la rutieră sunt acuzați că primeau atenții de lux, inclusiv tratamente spa în unele hoteluri din Poiană, în schimbul ignorării contravențiilor sau chiar infracțiunilor la cod rutier. Le plăcea manicura, pedicura, masajul facial. Da. Prin procurorul Adrian Radu, citat de presă, a explicat că exista un complice care făcea reclamă serviciilor oferite de polițiștii corupți din Brașov și care și colecta mita de la clienți. Băi, marketingul e totul, în orice business. Cred că lucra pe comision. Posibil. Era agent de vânzări, interesant să vândă cât mai mult. Examenele pentru cei care ungeau polițiștii erau organizate în zilele în care șefii nu erau prin zonă. Și probele de examen erau pur formale. Anchetatorii au descoperit un caz în care un candidat care a picat examenul luni a fost programat la reexaminare 6 zile mai târziu, peste rând. În weekend. Da, când nu erau șefii. Și fără să fi fost respectat, evident, termenul de 2 luni care e necesar să se scurgă între 2 examinări. S-a scurs mai repede. Da. Un alt candidat mituitor a fost implicat într-un accident rutier grav, la numai 10 zile de la obținerea frauduloasă a permisului de conducere. Și evident că nu știm câți șoferi de această categorie au primit dreptul de a conduce pe șpagă. Sperăm să aflăm curând. Nu știu, mă întreb, la Brașov au fi fost zeci, sute, cât s-or fi adunat până au intrat pe fir procurorii? Dacă aveau inclusiv comisionar care făcea reclamă serviciilor și ăștia erau atât de organizați. 5.000 de euro de cap, de ce râzi, mă, Luca? Că îmi plac oamenii organizați. Îți plac oamenii organizați, nu? Da, una peste alta, 7 persoane, dintre care 4 agenți de poliție au fost reținute în acest dosar de corupție. Bun, dar ce mi se pare mie uluitor în toate aceste afaceri care apar... Sunt ca o infecție care se extinde. Sunt ca bubele pe la direcțiile de permise din țara noastră. Este
de fapt și cât de inconștienți sunt acești funcționari ai statului român, care sunt însărcinați cu verificarea candidaților, cu verificarea cunoștințelor candidaților când e vorba de un examen pentru permis, nu? I-au făcut șoferi pe șpăgi, i-au lăsat în trafic pe niște unii care am văzut, uneori erau totalmente analfabeți, sau habar n-aveau, nu înțelegeau un semn de circulație, nu știau ce văd. Sunt niște filmări, am dat înregistrările audio, nu recunoșteau, de ăștia care au luat permise, așa, nu recunoșteau semne elementare de circulație, nu știu ce e la un cedează trecerea. N-au nicio pregătire, niciun talent pentru a-și o facă și ăsta se vede în cadrul unui examen corect. Și fiecare dintre ăștia a primit, de fapt, dreptul de a ieși pe șosele cu armă încărcată, că asta este o mașină, un vehicul de o tonă jumate, două tone, care circulă cu 70, 80, 100, 150, cât bagă, nu? Doi forjă. Printre alte mașini, peste tot oameni, nu? Iar uluirea este asta. Domnule, oare acești funcționari corupți nu s-au gândit măcar o clipă că și ei înșiși, familiile lor, copiii, părinții, soțiile, urmau să iasă în același trafic ca și ăia cărora le dădeau ei permisul pe șpagă? Adică un pic de instinct de conservare, măcar pentru tine, sau de protecție pentru familia ta. Nu te gândești că în felul ăsta îți pui în pericol propria ta familie? Că ăla, dacă iese și nu se pricepe, nu înțelege nimic din șofat, o să provoci un accident rutier grav în locul în care este oricum și nevastă ta, unde sunt și copiii tăi? Adică nu doar că erau ticăloși că le dădeau permise pe șpagă. Bă, da, mi se pare că erau și sau sunt și total tâmpiți. Dacă nu înțeleg chestiunea asta absolut elementară. S-o fi gândit, dar la trecut. Serios mă gândesc. Uite, ne scrie o ascultătoare, spune că lucrează la RAR și nici nu vreți să știți câți oameni văd zilnic care nici măcar numele nu știu să-și îl scrie corect atunci când completează o cerere. Băi, și acei oameni au deja permis auto, e jale, zice. Este înspăimântător, este absolut înspăimântător ce se întâmplă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.